Bine v-am găsit, dragi copii! Eu sunt Adriana Silvica Lefter și în acest material vom descoperi împreună care sunt asemănările și care sunt deosebirile dintre noi oamenii în materialul. Oare cu cine semăn eu? Îți amintești că la ora de educație civică am învățat că familia este un grup de ființe înrudite. Tu ce crezi? Există asemănări între membrii unei familii? Haideți să observăm fotografia de familie împreună. Viețuitoarele, când ajung la maturitate, se pot înmulți, la fel și omul. Acestea au pui, urmași, care sunt asemănători cu adulții. Însușirea viețuitoarelor de a transmite urmașilor caractere specifice speciei din care provin se numește ereditate și aceste caractere se numesc caractere ereditare sau moștenite. Haideți să privim cu atenție imaginea și să identificăm prin ce se aseamănă cele două persoane. Desigur, forma feței este rotundă, cu bărbia puțin ascuțită. Părul de culoare blond deschis și drept. Forma și culoarea ochilor sunt albaștri și alungiți. Forma nasului este un nas drept. Buzele sunt subțiri și drepte. Ce credeți? Pot fi ele rude? Desigur, sunt mamă și fiică. Dar tu cu cine semeni? Cu tata, cu mama, cu bunicii? Compară fotografiile tale și să aflăm cu cine semeni. Caută și tu poze cu bunicii, părinții și cu tine sau frații tăi. Studiază-le și prezintă-te prin intermediul unui colaj cu titlul Ereditatea, care să conțină un desen care te reprezintă, realizat de tine, și un tabel așa cum este următorul. Copiază tabelul și apoi colorează pentru fiecare caracteristică pe linie caseta care indică de unde ai moștenit aspectul tău fizic. E timpul acum să discutați între voi. Ce este ereditatea? Ce caracteristici ale voastre vă plac? Ce credeți? Există diferențe între persoanele din aceeași familie care se aseamănă fizic? Dragi copii, chiar dacă oamenii seamănă între ei, urmașii unei familii se și deosebesc între ei prin felul în care gândesc, ce simt, ce își doresc sau cum acționează. La revedere!